Tată, ce faci? Sunt bine, sunt în benzinărie. Da. O întrebare de 1000 de puncte. Mașina asta noastră. Asta. Cu ce merge? Cu motorină. Da. Stai puțin jos să spun ceva. Nu, n-am făcut nimic, n-o lovim. Am băgat benzină. Nu țipa, nu țipa. Tati, stai puțin, iau o gură de apă, că vedem noi cum facem. Că, de fapt, mă puse pe mine și tu știi că eu cu pompa sunt... Și când desfut ghiuveta la pompă, dai la pompă, dar fi bărbat, ce să fac, da. E problemă mare, da? Păi atunci stau să-mi rezolve băieții ăștia problema. Stai puțin, nu te enerva, dar ce-am făcut, dar ce nu? Asta, dita, mai mașină, nu merge cu benzină? Păi de ce mâncați aș gura? Cine a conceput-o așa? Așa este, ia că e motor mare. Păi cu mine, dacă vorbești cu mine de motoare, exact cum ai vorbit cu mine de fierbătorul de cafea. Adică ăla știu, fierbătorul de cafea, mașina de spălat, mașina de tocat carne, robotul de bucătărie, mixerul. Da, asta știu, nu e mixer. Da, deci am făcut-o de oaie. De fapt am făcut-o de țap. Hai, tati, nu te supăra, nu te supăra, știu că sunt o capră. Adu-mi o mână de fân. Că stau cu băieții aici, hai că o rezolvăm. Ia uite, dragă, ce-a transpirat și mi-a și închis. Eu n-am văzut așa ceva, dar ce înseamnă, domne, asta? Dar ce am făcut, mâncați aș gura, că am băgat în loc de... Asta am băgat de... Hai mă că se declanșe. Hai, vă pup, urați în succes. Deci noi femeile avem în sânge chestia asta de stresa.